Eu când am anunțat duminic seara că va fi adunare tineret pe joi, așa au râs toți, unul ținea să gardă, ce mergem la ce? În 3 zile, casă clădem la oameni. Când îmi produs o țeie, mă întreabă, turne la tipisă. E drept asta. Ea lucra pentru KGB. De bani poți să ajungi câte saturi. Vine o vreme când nici femeie nu-ți trebuie. La mine am pagoane. Dar tu cine ești? Așa tot era un episcop. Cum ne spune oamenii, a fost minuni care noi le-am văzut cu ochii noștri. Dar ei avea atunci în iaț, în neci, în lac, multe au avut. L-am văzut eu că nu-i pocăit, dar predica bine. Nu putem să avem care un pușcat, că ei nu spuneau care. Să zic, frate, vei, te-am văzut cum ce dă să vină, te-ai cer lui șed. Faci lucrarea Domnului, Domnul te binecuvântează, sub binecuvântările, Domnul te ajung de urmă. 200 de oameni apără casa de rugăciune. Când ne-a dus Iisus părinte noi. Când a murit cineva, te-ai dus la morgă, l-ai apucat de picioare, l-ai tras, l-ai îmbrăcat și l-ai luat acasă. Bine v-am găsit, dragi prieteni! Suntem împreună cu fratele Petru Borș. Frate Petru, bine ați venit la noi! Mulțumim. Suntem foarte bucuroși să vă avem cu noi aici. Am vrea ca să vă cunoaștem mai îndeaproape, deși noi ne cunoaștem de mulți ani, eram copil, dar totuși sunt oamenii care încă nu vă cunosc. Aș vrea ca să vă prezentați cine sunteți și vom vorbi pe parcurs despre lucrarea la care Dumnezeu v-a chemat. Deci, cine este fratele Petru Borș? Eu sunt a treilea generație de pocăiți. Bunelul meu a fost unul din primii în Pirenie pocăit. Tatăl meu din mic a crescut în familie de pocăiți și eu tot m-am născut în familie de pocăiți. Și eu am trecut din generație în generație fără probleme, ori fără să știu altă viață. Nu m-am știut viața care e de pocăit. Slavă Domnului! Vreau ca să povestiți când v-ați născut și puțin din copilărie. Povestiți despre dumneavoastră. Cum vă aduceți aminte de copilărie? Cum a fost copilăria? Ați dus lipsă? Eu m-am născut pe la 30 iulie 1950. Mi-aduc aminte din copilărie, multe lucruri care au fost lucruri bune, am trecut prin probleme în copilărie. Odată directorul școlii a aflat că am spus o poezie la adunare și m-a chemat, vați la toți elevii în clasă și era un rătător așa mare, care, lung, și m-a apărit în cap și am căzut jos. M-au dat cu apă, știi? Wow! Câți ani aveți? La nici clasă? Da, eram eu pe clasa 5, apoi eram. Și el, când vedea pe pocăieți, nu-i putea rezista, dar noi eram mai mulți copii în clasă și eram copii în școală, că era biserică și baptiță și pentecostală în sat și erau pocăieți. Satul? Asnășenii noi. Asnășenii? Acum e raionul Drochel. Mai departe, am vrut la adunare, eram bucuroși, când veneau sărbătorile, dar ducem lipsă. Atunci ne cumpăra încălțăminte la Paște. Asta era încălțăminte. Era într-o vreme foarte grea, economic în țară, când oamenii ne îmblau în haine cârpite, în fel de fel de culori, unde puneau o bucată de material, era de altă culoare. Cârpiturile. Și erau... Și noi îmblam toți așa și era o vreme foarte grea. Când o părinte de cizme, la școală îți duce fratele meu dimineață și vine el din primul schimb și eu mă ducem într-a doilea. La școală. La școală. Și el scotea cizme pe praf și eu îl încălțam. Câți copii ați fost în casă? Noi am fost 6 copii. Familia noastră a fost din 10 copii, 4 au murit de mici, de 12 ani au murit o soră la noi, cei mai mari, da. Și până la ce vârstă ați fost în Asnășeni? Până la 16 ani. După care ați plecat la Bălți? Am plecat la Bălți, am plecat într-o școală profesională, constructor, am învățat acolo și am lucrat acolo 18 ani. La ce vârstă v-ați pocăit?
sau botezul? Sau cum a fost întoarcerea la Dumnezeu? Eu am trăit până la 70 ani, umblam la adunare, așa, dar de la 70 ani am simțit așa ca o tragere foarte mare față de biserică, de tineria, de lucrarea Domnului. Și a început atunci să iau parte la tineria. Să vă implicați în slujire. Da, de atunci am început și așa până acum. N-am mai dat înapoi o zi să mă gândesc pe ceva. Știi, a venit într-o zi ca o trezire în viața mea. Am luat botezul la 21 de ani, în luna octombrie, în 71, la ora 1 de noapte. Și atunci când am primit botezul, a început și lucrarea. Lucrarea de? De conducător de tineret. Lider de tineret. Așa. Da, dar eu am venit în biserică și tineret nu a fost. Nu era nimeni tineret. Cât de mare era biserica în Bălți și câte biserici erau atunci în Bălți? O biserică era. Doar o biserică? Era biblicosală, avea undeva 110-120 membri. Era casă de rugăciune sau pe la casă? Nu, pe la casă. Pe la casă. Că pe urmă l-am încăput într-o casă, ne strângem în două case, pe urmă în trei case. În trei case odată? Da. Deci da. În diferite locuri? Da, diferite. Câți păstori erau atunci în biserică? Nici un păstor, era un singur diacon. Când a fost prima casă construită în Bălți de rugăciune? Prima casă a fost construită în 82-83. Wow, așa târziu. Da. Pe Barbuță sau pe Dobrogeană? Pe Barbuță. Ați fost în armata sovietică? Am fost în armata sovietică. De la 18 ani? La 18 ani. 2 ani sau 3 ani? 2. Ați făcut armata, ați venit după armată. Când v-ați căsătorit? M-am căsătorit la 22 de ani. Am luat-o din biserică. Tot de la Bălți? Sora ta mare de la Bălți? La Bălți, da. Câți copii aveți? 7 copii. Domnul să-i binecuvânteze. Toți sunt pocăiți, toți slujesc pe Dumnezeu? Tot pocăiți, toți slujesc. Unul avem care e candidat, am o slujbă de pastor. Slavă Domnului! O plantat o biserică în Moldova, în satul Igoruca, într-un sat de ortodox vechi. Staraveră. Staraveră, da. Și ei acolo slujește. Are 21 de membri în 3 ani. Slavă Domnului! Și au făcut un centru social. Acolo oamenii pot să primească un șaur, un duș, pus mașini de spalat, mașini de uscat, oamenii vin, spală rufele, că le spală cu mâini mașini de spalat, nu lucrează dacă n-ai la robinet apă, presiune. Deci predică o evanghelie însuțită de fapte. Și aduce da. Rezultate. Da. Cum a evoluat slujirea noastră? Ați fost întâi lider de tineret la vârsta de 17 ani? Am început la 21 de ani. Eu atunci am fost cu tineretul, dar am fost la Biserică Baptistă. Am venit de armată, dintr-o dată am trecut la Biserică. Cât fost așa? Da. Am venit la Bălți, în biserică, nu era tineret deloc. Și atunci m-am gândit că ar fi bine să organizăm ceva cu tineretul. A venit un frate din Mariupol, Ždanov atunci era din Ucraina și îmi spunea trebuie ceva de făcut și biserică fără tineret. Nu chiar nu erau tineri în adunare? Nu era. Așa o măț că, uite, care se duceau la frați baptiști, care nu mai venit la biserică deloc și nu era nimeni. Erau foarte mulți din sate care lucrau în Bălți, erau mulți din sate care învățau în Bălți, la școli profesionale, și nimeni nu îmbla la biserică. Și eu i-am rugat pe frați, că frați să-mi dea voie ca eu să anunț adunare tineret. O lună de zile am rugat pe frați până i-am convins să-mi dea voie. Ei mă întreba, pentru cine? Zic, fraților, uite, sunt voi veți copii, uite acolo așa, uite, sunt la voi la gază, stau de la sate care sunt din familie de pocăiți, așa, așa. Frații, până când i-am convins, au trecut luni de zile. Mi-au dat voi, duminică seara, să anunț. Eu când am anunțat duminică seara, va fi adunare tineret pe joi, așa au râs toți, se uitau la mine ca la un om de normal. Anunța adunare tineret, când s-a liniștit, fraților, voi aveți la gază trăiesc.
de familie de credincioși, spuneți. Spuneți la copiii voștri. Dacă voi nu puteți, spuneți, spuneți-mi adresa, unde și eu mă duc. Nu erau telefoane, nu erau cu mamă. Zic, eu îi găsesc și îi invit. Prima joie la rugăciune, au venit la adunare tineri 35 de persoane. Asta a fost în luna octombrie, pe data de 31 decembrie, noi întâlnim anul nou. Ea a fost 60 de persoane tineri. Extraordinar. Paștele au fost din 9 aprilie, puteți să verificați, la noi atunci, în 72, noi am întâlnit 90 de persoane tineri. Dar în octombrie n-ați avut pe nimeni la început. În octombrie nu a fost nimeni. Și din prima întrunire... Așa potențial de tineret era în oraș. Dar nimeni nu s-a ocupat cu ei. Soția mea, Tamara, a primit botezul la Pentecostare, dar îmbla la fraț baptist și cânta pe un cor. Aștia 90 de persoane care au venit la Paști erau toți dintre familii de pocăiți? Toți. Nu a fost cineva care s-a pocăit? Pe urmă s-a pocăit, dar atunci erau toți din pocăiți. Wow! Noi mergem în vizită într-un sat, Țapoc, lângă Bălți este. Nu m-a supornit autobuzul și o soră mi spune, zice, uite aici, băieții ăștia care stau și fumează aici, din familie de pocăiți. Dar autobuzul s-a pornit. Am mers până de Valea, acolo este alte opriri, cum spune, stații, se numea Steluț atunci, și eu, în deal, fug, în Maicos. Când am venit, am găsit acolo. Fumând. Dar ei vă cunoșteau? Nu mă cunoșteau și eu nu am văzut pe una. I-am văzut, zic, mergeți cu voi, dintr-o dată, mergeți cu noi. Îi întreabă, unde? Zic, noi suntem credincioși, hai, cu tineretul, ne ducem, să vizităm acolo, mergeți cu noi, hai, cădem cu noi. Unul ține să gară, zice, ce mergem la ce? Zic, ce mergem? O zic să gărde și numai. Azi, unul plecat la Domnul, a fost slujitor și aici doi slujitori azi. Trăiesc în America. Slavă Domnului! Și ați devenit lider de tineret. Am devenit lider de tineret, așa, din nimeni binecuvântat și din nimeni chemat la slujba asta, a început să lucrez, dar am simțit chemarea lui Dumnezeu, că am văzut succes. Și era tineretul unit, toți, dar trebuie cumva de ajutat, ne ducem. Eram constructori, în 3 zile casă clădem la oameni, la frați, tineri, lucrau, surorile, toți. Așa că lucrarea asta care am început-o cu tineretul, eu de-am omers din lucrare în lucrare. Eu am fost lider tineret 15 ani, am fost de-am ordinat în biserică, dar tot încă eram lider tineret. Pe urmă de-am așa, am dat slujba asta cu tineretul, iar de-am în biserică, eram mai mult implicat și gata. La noi în biserică au fost 5 frați care facem toate actele de cult, dar era numai un diacon. Noi nu facem binecuvântarea la nunți, dar așa tot facem cina Domnului, botezul. Binecuvântarea de copii. Da, tot. Ați fost diacon în timp ce erați lider de tineret? Da, okay. Da. Și după aia ați slujit ca și diacon și apoi 87 pastor. După care ați fost chemat în slujirea de episcop. Da. Eu în slujire de episcop, noi am construit biserică, de-am, fără acte, fără nimic, vremea ce era, vremea comuniștilor, că nu avem unde face adunare, la mine numai acasă facem, avem casă mare și atunci strângeau la mine când cu lunile era adunarea în casă, știți? Era foarte greu, copii, unul după altul, mici. Și atunci noi am trebuit să facem adunare. Și când la adunare s-a strâns frații, m-a rugat că dacă se poate să facem adunarea fraților la noi, la mine, unde eram eu pastor. Bun, se poate. Frații au venit, s-a strâns, avem nevoie în Moldova de episcop.
episcop care era, fratele Sergiu Zeaghințev din Chișinău, a plecat la Domnul. Și spune, trebuie să alegem un frate. O propus și aceala, și aceala, și aceala. Mulți frați au fost propuși. Și eu tot propunem, aici stă dacă se poate, aici stă. Frate Victor Belic zice, dar de ce frate Petru nu... Și când a luat tăți inițiativa asta, frate Petru, da. Ei, nici n-am așteptat așa. O hotărât că ei merg acasă, a spui înaintea Domnului, a se vadă care, ce. Peste o lună ne-am sâns iar toți împreună și rămas că să fiu eu. Și fratele Sergiu Dumbravan a fost tot ales ca ajutor. Și atunci m-a ordinat la adunare frățească. Am venit acasă 2 săptămâni la soție, mi-a spus că m-a ordinat ca episcop. Noi am spus... Ați fost deja ordinat? Ori pur ordinat. Și... ordinat. Eu nu i-am spus... Nu fost acordul soției, nu vorbim cu soție. Da. Vezi că eu am fost ordinat ca păstor, da. Și din păstor de mă alegeau cine poate să duc. Și soții nici nu întreba atunci, știi? Atunci... Când m-a ordinat, dar când și m-a propus o lună de zile, eu nu i-am spus nimic la soției. Că uite, m-a propus mine, episcop. Eu nici nu știu cum se spune. A trecut o lună de zile, când nici m-a ordinat, am venit acasă, zic, băi, cum se spune la soției? Nu i-am spus 2 săptămâni. Când într-o zi soție mă întreabă, zice, mi-a spus așa Matvei și Botner că tu ordinat episcop. E drept asta? Să că ți-o spus, cred că e drept. Știți? Și atunci am fost chemat ca să preiau lucrarea, că erau 5 frățetăți și în frățetatea asta unde a fost ordinat, au fost 37 de biserici atunci, în Moldova. Cea mai mare. Da. Erau 13 biserici, 7 biserici, dar noi am fost 37 și am luat, am preluat lucrarea, s-a început să lucrez. Am scăpat în vedere un lucru. Pe vremea Uniunii Sovietice ați fost persecutați. Știu că atunci erau probleme. Ați, în afară de amendă, știu că mulți au fost amendați. Ați fost cumva persecutați? Ați fost închiși în închisoare? Nu. Eu am fost arestat. A fost arestat. Noi am ieșit la adunare tineret și cred că eu primit un sunet că suntem acolo strânși. Dar târziu, când noi am terminat și a ieșit frații, erau că noi avem comitet atunci în tineret. Și noi comitetul ce am vorbit și nu mai ieșit la poartă și la poartă nu. Pus mâine pe noi și mi-au închis și mi-a început să fac cercetări ce înseamnă asta cu voi vă strângeți pentru ce, unde, nu vedeți de acord cu Uniunea Sovietică, cu aceea. Uite, vă sângeți pe la casă, că așa, că așa. Și ei pe toți ne-au registrat și am crezut că ne cheamă mai departe. Că ne-au desit anchetă. Dar nu ne-au chemat pe nimeni. Dar facem atunci adunări cu tineretul, organizam. Încă o dată a fost un caz că noi am făcut adunare cu tineretul în pădure, din 1 mai, când se duceau toți la defilare atunci, noi facem adunări cu tineretul din Vinița, din Ucraina, de la sudul, din toată Moldova. Și au fost undeva cu 500 de tineri. Eu am anunțat că cine pleacă la armată să iasă în să ne rugăm pentru greșe. Că primăvara îi luam la urmai. Și au ieșit mai mulți frați. Au fost frați care, au fost unul fratele Aleg, care au stat în închisoare 18 ani, fratele a ieșit, a vorbit, știi, așa, aspru despre Uniunea Sovietică. Noi trebuie să slujim Domnului și a spus că noi trebuie să ne ducem, dar să fim dedicați Domnului, să-i spunem, ei știu că noi Domnului slujim. A doilea zi, ori a treilea, pe toți au început să-i cheme, frații, acei care au vorbit. Acolo, că vorbim mai mulți, vorbim aceala, dar aceala aspru a vorbit, dacă ceam. Eu n-am știut de asta. Au venit frații la mine,
Frate, ce să faci? Tot știu ce am vorbit. Ce... Dar pe mine nu m-a chemat. Nici nu m-a chemat. Eu am fost organizator de adunare cu tineretul în pădure. Eu tot am organizat. Tot... Am fost eu cu organizația, că am făcut lângă Mihailene noi în pădure, prin pădure, așa va. Și atunci nu m-a chemat, frate, m-a chemat, a început tot așa, să-i întrebe, să iei, cine a organizat, cine, și nu mai spus cine a organizat. Cu trecut vreme, unici libertatea, noi am aflat cine a spus și cum a spus. O rudă de-a mea mai departe, ea lucra pentru KGB. Și pe mine, ca rude, nu vă părăsesc. Nu mă părăsesc. Înțelegi? S-a descoperit lucrul ăsta pentru 15 ani, 20. Și da. Ce s-a întâmplat cu persoana asta până la urmă? A rămas pocăit? Așa, a rămas pocăit, a venit în America ca refugiat și a plecat la Domnul. La Domnul sau... Câți ani ați fost în slujba de episcop? 33 de ani până acum, 31 de ani am fost ca responsabil. Am fost primii ani când ne-am unit, am fost doi principali la același nivel, eu și frate Victor. Și acum tot sunteți în slujba de episcop, sunteți împreună cu frații în echipă, numai că nu mai sunteți activ și nu aveți responsabilitățile. N-am responsabilitatea ca de responsabil, dar de activitate, până acum tot sunt activitate. Care sunt unele din provocările slujirii cu care v-ați întâlnit sau care au fost pe parcursul slujirii dumneavoastră? Momente mai dificile au fost multe. Pentru mine a fost cea mai mare provocare, ori așa cum spunem, probleme ca să scot un slujitor din slujbă, care o meritat, a făcut păcate, ori greșeli mari, care trebuie scos. Ultimul cuvânt trebuie să spui responsabil cine este. Și când eu am anunțat că trebuie eliberat din slujbă, oprit din slujbă, anulat, fiecare dat tot ne-am adăugat câte un dușman. Că fiecare care l-am scos din slujbă a rămas nemulțumit. Păcate, încurcături, cu banii. Noi, în Moldova, mai mulți frați ne-am scos din slujbă de partea la bani. Că noi avem o regulă în Moldova. Cine vine în America, a fost, a colectat bani pentru lucrare, el vine, orice păstor. Că eu am introdus regula asta. Că am venit din America, am pus banii pe masă, la comitet, am spus, am vizitat aceea atâta biserici, e ca biserica asta a donat atâta pentru lucrarea Domnului. Și frații atunci au hotărât cu împărțim banii și cu ajutăm. Frate Victor face până astăzi, Romic face până astăzi, Vitalie Rotar face până astăzi și mulți frați tot fac. Și sunt frați care nu au făcut niciodată. Și atunci eu le-am spus, voi ați să încurcați cu banii. Și sunt încurcat. Când am avut dovies, document, câți bani i-a dat și el banii nu i-a arătat nicăieri la biserică, ori la frați, nici la comitet, nimic, nu a spus unde a fost, dar el pastorul bisericii. Am fost pastor în America, am vizitat atâta biserici, frații au dat pentru biserica noastră ajutor. Dacă nu spui sumă la comitet, spui sumă, fraților, uite, atâția bani, hai, împărțim, ce facem, uite, asta. De prezenta aici că face lucruri mari, dar totuși în timpul acela nu face nimic. Atunci am fost nevoiți să scotem. Și asta a fost pentru mine cel mai greu de făcut. Se spune că unele dintre căderile slujitorilor care sunt este vorba despre finanță, faimă și femeie. Spunea Hrușciov, a spus, care a fost în unia soi primul secretar. El spunea așa, de bani poți ajunge cu satori,
Vine o vreme când nici femeie nu trebuie, dar de slavă niciodată nu te saturi. Poftim. Înțelegi? Aici stau om comunist. Prefut. Și eu le pastor le spun, frate, eu am fost în slujbă atâția ani, ca fratele Victor întreabă mâine. Am spus eu undeva că eu, frate Victor, sunt mai mare, ori eu sunt episcop, tu ești ajutorul meu. Niciodată. Eu niciodată n-am spus la frate că eu sunt episcop. Niciodată. Frate, știu cine sunt eu. Când aud că un pastor spune că eu sunt pastor, eu sunt pastor. Măi, dar știm nu că ești pastor, nu trebuie 10 ori să repezi că ești pastor. Ne-am dus cu frate Victor să ajutăm cu niște frați de altă țară, au intrat în probleme și au chemat pe noi ca să-i ajutăm. Acolo episcopul principal a spus că la mine am pagoane. Uite pe mine, vezi? În poleț. Da, aici, uite. Dar tu cine ești? Dar cealaltă tot era un episcop. Să Victor, mergem cu noi, ieșim pe general, n-o să facem nimic. Mergem acasă. Degeaba a venit pe ei. Vezi? Da. Povestiți-ne din minunile pe care le-ați văzut personal din partea lui Dumnezeu în viață, care le-ați experimentat. Când spun despre minuni, eu spun minunile care am avut marturi, care se poate azi de întrebat încă sunt în viață. Am fost invitați ca să ne rugăm pentru bolnavi în Ștubieni. Am plecat noi frață, biserica era în post. Când am ajuns acolo, rugăm frate, spune, dar noi am așteptat că cineva să vie de altă parte, de Ucraina. Că le-au spus frați care au spus că să fie și să rugăm pentru bolnavi, vin frați. Dar nu le-au spus cine vine. Ne-a început să ne rugăm și era o soră în cârjă. Ne-a rugat pentru ea, cârjele au zvârlit și a început să sară în sus să mulțumească Domnul. Pastorul care e Ion Stivinski, Vania Stivinski, și acum e pastor principal în biserică, a căzut în accident, în Ucraina undeva. Tot din Ștubieni. Tot din Ștubieni, da. Tatăl lui era pastor atunci și era tot în ghips. Și tatăl lui a început să plângă, când a văzut că sora asta așa se bucură, cu voce ridicată. El a rupt atunci tot despre dânsul și s-a sculat și până azi. Și asta a fost și va rămâne. Cum n-ar spune oamenii, ce n-ar spune, ați fost minuni care noi le-am văzut cu ochii noștri. La Râșcani, iar, vă spun tot pe nume, a fost un caz, o femeie a fost întrăcită, a venit la biserică, a început să ne rugăm, la ora 9 seara, la ora 12 jumate. Domnul a eliberat-o, s-a deschis ușa la casă, singur. Și e dintr-o dată s-a sculat, început să râd, început să prindă pe sorori acolo, la frați, să mulțumească. Dar până la asta ne ruga un țipet așa sta, că așa striga tare ca un avion de ăsta, de vânătoare. Dar e, avea atunci, înainte de asta, o alergat că să sară în tractor, să iasă în nece, în lac, multe au avut. Știi, pe urmă, uite, o stat la locul ei, știu că sunt credincioși care nu cred în minuni și nu cred în eliberări, în eliberări asta. Dar asta liberare a fost. Și au fost mai multe liberări, dar în viața mea cu frață, dar cei frați care nu sunt în viață, mă nu pot să spun că n-ai de cine întreba, știi? Ca dovadă. Ca dovadă. Pentru că când îți vorbești despre o minune, trebuie spus că nu, frate, undeva, ori cu cineva, ori cândva, undeva. Dacă spui, spui precis cu cine s-a întâmplat, cu cine te-a rugat, unde a fost, localitatea. Așa. Și oamenii când sunt în viață, poftim, sunați, întrebați, azi e foarte ușor. În două minute poți fi dacă s-a întâmplat așa ceva. Exact.
În timpul slujirii ați avut amenințări de la oameni răi, de la autorități, o știu eu? Mai am avut de la un frate, ăsta e Hazliu. Un frate care l-a văzut eu că nu-i pocăit, dar predica bine. Și a spus, ei, frate, ăsta nu-i bine cu el. Frate, că nu, că tu ai ceva bine. N-am nimic, frate. El nu-i slujitor. El predică Evanghelia, nu-i slujitor, n-am nimic. Voi, că membru în biserică, trebuie să viață. Când într-o zi, mi sună, că m-a exclus. M-a exclus din biserică. Ce spui tu? Dar eu îi spun pe nume și zic, o trebuie de mult să fie exclus. Un târziet cu exclusia. De el zice, ei, dar te întâlnesc, stai cap cu toporul. Dar eu spun, asta ai toporul tău ascuțit ori unul știeb ca să mă muncești. Păi zic, eu toporul meu ascuțit să mă tai dintr-o dată. Să nu mă munci. Mă chinu. Măi, el, ba joc de mine. Dar majoritatea m-am purtat. Am avut un caz că într-o biserică frați erau familie mare, erau soră, în familie aceea și nouă frați. Înainte de anul nou, 31 decembrie, bărbatul la sora lor, ceva, a avut o problemă cu ea și ea s-a prins la frații ei și frații ei au venit la ea. Și el a fugit pe gheață, discuți. Ei după dânsul și el a fugit până la biserică. Dar în biserică tineretul gătea de anul nou. Sala. Dintre ei și-au fost pocăiți, fost nepocăiți. Și unul din ei a scos pistolul că când a început să-l bată acolo, pe dânsul, tineretul a început la pare, strige. Așa a scos pistolul și a împușcat două ori în tavan. În biserică. În biserică. Când am auzit eu asta, asta a fost de anul nou, pe 21 ianuarie eu am plecat la ei. Că am aflat și am plecat. I-a chemat pe toți și am întrebat care e problema. Ei stau pe scaune așa, dar ne sunt la o casă, în biserică. Întreb, de ce ai făcut lucrul ăsta? Deci, dar de ce o obișnuită, cum spune o soara mea? Zic, eu nu te întreb că obișnuit-o sau nu, de ce ai împușcat? Care a fost motivul și care a fost starea ta spirituală? Și între niște pocăiți. Dar n-am știut, nu putem să află care a împușcat. Ei nu spuneau care. Și atunci am spus, ești exclus. I-am dat pe cinci afară. Frații, când s-a terminat tot, frate Petru nu ieșe afară că este ucid. Sunt nepocăiți aceia, dar zdravi toți. Mai n-am zis pe mine așa. Eu am terminat toată procedura asta, mă sunt cu mașină, singur. Asta am trăsit, nu mai m-a oprit nimeni. Vara, toamna era, copiii mei aduceau pachete care veneau cu containerul la Ucraina și le aduceau la noi la biserică. Într-o seară eu vin, undeva am fost până târziu la biserică, vin acasă două leți, dar niște mere, așa, mânuptești ei, așa, mari, știi? Mă uit, nu se vede, cine v-a dat merele așa? Deci ți-a dat salutări, a spus familia, deci spune că tu știi pe dânsul. Ești eu unde vin după pachete și cine să dea pachete, că băieții mi le-au sunat. Ei acum sunt toți în America. Când vin, nu este an să nu mă chemi, strângă toți. Asta băieți și nouă. Da. Și soră. Și îmi spun mie, frate Petru,
mulțumesc, ne-ai oprit. Înțelegeți? Slavă Domnului! Și uite, am rămas cu dânsă și cum spunea lumea, cum spune membrii de biserică, nu-i și afară câte rucele. Nu mă rucesc. Că eu am lucrat, nu i-am numit cu cuvinte rele pe nimeni, niciodată, pe cine trebuie de exclus, ori de pus la punct. Ai frate, n-ai făcut bine, nu corespunzi cu cerințele Sfântei Scripturii. Uite, asta, asta, asta. Care fi sfatul unor slujitori tineri, acum cu toate provocările care sunt în viață, mai ales din Republica Moldova, sunt unii care sunt întâmpin multe probleme, chiar financiare. Eu le dau un sfat la frate așa. În orice împrejurare, sunt ei mâine jos. Că binecuvântările Domnului te ajung din urmă. La mine grăunită un frate și-a cerut o bicicletă. I-a dat bicicletă. Piște o lună, eu stau la birou și în geam mă uit că a venit cu un Mercedes. El. Băi, cum, ce-ar fi asta? De cred că cuiva mă știu. Dar Mercedes este mic, C-clas. De el a venit, m-a întrat, zic, băi, frate, băi, te-a văzut cu Mercedes-ul venit, te-ai cerut. Apoi eu a venit să spun ce minune a făcut Domnul. El a plantat o biserică, îmbla 8 km pe jos, de dreptul, 14 km pe împrejur, pe pietriș. A venit un frate din America și l-a vizitat, biserica asta nu a plantat. Când la dânsul, el cu bicicleta nu a putut să meargă cu fratele, să-l iei pe bicicletă, să-l ducă la adunare. Și-a mers pe jos. Mers pe jos, 8 km. Mers acolo, înapoi, vine după 12 noaptea. Și fratele se spune, frate, tu ai pașaport? Așa, uite, eu plec mâine la Chișinău și eu, dacă sunt, tu iei pașaportul și vii. Înțelegi? Dar sâmbătă era, de asta vine, țara a fost la rugăciune. Dar oamenii, prima dată, mi-au întrebat cum din America, cum a să ajuns în America, ce de, cum trăiesc acolo. Și oameni care au venit din lume, nu mai știu nimic de America, știi, așa multe. Și spune, ne-a sunat la ora 11, că eu m-am sunat dimineața, el nu era în casă, el s-a sunat dimineața. Deci eu plecat la Chișinău, ne sună la 11, urgent, vii la piața de automobili, de mașini. Acolo la piață era evidență, mașini, toate cumpărare, făceau tot dintr-o dată. O plătit, o venit, o scris-o pe el dintr-o dată și ala venit cu mașina acasă. Mă gândeam ce se întâmplă asta, ori e vis, ori așa este. Sara mea, mers pe jos, dar zice, nu mi-a spus un cuvânt cu rea mașina asta. Un cuvânt cu mi-a spus. Și-a cumpărat mașina. Deci, când faci lucrarea Domnului, Domnul te binecuvântează și binecuvântările Domnul te ajută. Te ajung din urmă. Mulți spune că eu aș pleca la lucrare, dar n-am cu cine, n-am mașină, n-am aceea, n-am boxe, n-am microfoane. Cine a plecat și a făcut din suflet lucrarea Domnului, tot s-a ajuns să aibă tot ce-l trebuie. Slavă! Tot a ajuns. Nu știu un frate astăzi care și-a lucrat o an de zile, s-a plantat biserică, s-au pocăit oamenii și el se îmbrăt pe jos. Nu știu un frate. Când a început biserica, a umblat pe jos și când a trecut ani, Domnul l-a binecuvântat dintr-o parte de alta. Eu am venit odată la biserică la frate Nichi Pop. Spune, frate Petru, povestești cu Moldova să facem colect. Și eu am povestit din Moldova. O soră se scoală după mine, zice, frate Petru, o vorbire nu a vorbit nimic drept. Eu am rămas uimit. De ce am spus eu în plus? N-am spus nimic așa ceva. Deci eu vă spun dreptate. Eu din Moldova venit cu câteva zile abia. Deci am venit din Israel, eu vin din Israel, în Moldova s-a oprit pe o săptămână. Au făcut niște poze acolo în Moldova,
Eu când ved un om de sculțe, nici nu mă mir. E Moldova. Și e orătat. Cu oamenii fac tăzic, dacă știți? Da. Și le lămurie la oameni. Ce înseamnă asta? Știi, tineretul în biserică, să dau așa, știi? Și ultima fotografie, ori poză care i-a arătat-o, a arătat-o femeie, cum duce coroave, cu două roze de urme, cu niște frengi de vreo 2-3 metri, un snop așa legat, și e de sculțe, și merge, și un copil de vreo 2 luni, 3 luni, mic, 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 în fașet, așa, într-o pătură, pe crengi ce el era. Când au dat fotografia și aia, a făcut colecte la rugăciunea seara, a făcut $5,400. Și eu pot să povestesc mai multe lucruri când am cineva ca martor. Dacă n-am martor, nu spun nimic. Eu știu că oamenii povestesc lucruri care nu sunt adevărate. Știu noi să ne gândim la lucrurile astea. Știu că oamenii câteodată nici nu mai cred că au fost păcăliți de unul, de altul, cu niște lucruri care nu erau, nu au avut loc în viața lor așa ceva. Am citit o carte scrisă de un rus din Rusia și acolo el a spus că Victor Ivanovici a fost un agent la KGB. Ce spuneți cu privire la așa lucru? Eu cu Victor Ivanovici, când am venit el în Moldova, 1985, am fost pe la adunări cu frații, tot că eram un tânăr slujitor și pe tot locul. Și eu, pe Victor Ivanovici, l-am știut de unul care KGB-ul a luptat cu dânsul până la urmă. Și nu a venit libertatea. Acel care a lucrat din KGB cu dânsul, atunci... Împotriva lui. Împotriva lui Victor Ivanovici. De-am Victor Ivanovici nu mai era în viață. Și el s-a întâlnit cu frate Victor Pavlovski la noi la birou. Și a început să povestească. Și el a spus că a întrebat cine sunteți, cum. Și dintr-o dată când a spus Pentecostal, a întrebat Victor Ivanovici, îl știți? Știm. Frate Victor a zis biroul meu și a arătat fotografie, eu am avut o poză mare al lui Victor Ivanovici. Și el a stat, s-a uitat, s-a dat, un om sfânt a fost. Om sfânt. Deci noi cât am luptat cu dânsul, nimic. Și atunci el a spus că aista om merită cinste. Și atunci el a spus așa, că Victor Ivanovici a stat până la urmă. Nimic nu... Nu s-a compromis. Nu s-a compromis cu nimic. Și de Victor Ivanovici eu știu multe lucruri. O trăit în sărăcie, în sărăcie. Când a murit el, când a plecat la Domnul, eu, duminică, a plecat și eu luni am fost dimineața acolo. Când a venit soția lui, îi spala un costum să aibă cu ce-l mormânta. Sorvieră, ce faci? Spăl costumul ăsta, să-l usup, trebuie să-l calc, să-l îmbrăc. Zic, nu, noi cumpărăm tot, nu trebuie. Și-am cumpărat costumul, am cumpărat aceea și l-am îmbrăcat. El în casă, în casă la el. Noi am găsit Cornelul Jucioace, care KGB-ul îi punea. Aparate care de ascultat, de spionaj, da, să asculte da. Convorbirile din da. Noi din casă. Am găsit. Noi avem aparat atunci care ne arăta unde. Din Belgia ne trimis cineva. Un aparat, am adus noi, am lucrat cu dânsul mult. La frați, unde a fost, cum. Și avea o cameră, jumătate era vopsit padeaua cu un fel de vopsea culoare și altă cu altă.
Și frate, nu ne-o rudea să am vopsit cu asta. Victor Belic a fost responsabil de frățetatea pe Nicosală pe toată Uniunea Sovietică. Neregistrat cum era atunci. El era ca președinte a cultului, cum spun români, în toată Uniunea Sovietică. A stat 24 de ani la închisoare și ceva. A avut 3 copii, a avut 4, unul plecat, domnul murit, a fost în Siberia mulți ani. În închisoare? În închisoare, da. Cum de-a ajuns în Râbnița el? El a ajuns în Râbnița la școala biblică, nu a făcut școala biblică, dar el a ajuns la Dubăsar. El, cum a ieșit din pușcărie, nicăieri nu vreau să-l înscrie, cum spune, propiscă, dacă știați, în limba rusă, spune, nicăieri nu... Să pună la evidență. La evidență nu a vrut să pui nicăieri. Da. Cu trecutul lui pe care l-a avut. Da, atunci, Transnistria era o parte de Republica Moldova, unde toți criminalii îi puneau la evidență. 2-3 ore stat în pușcărie, nu trebuia nimic, nu spune. Și el a venit acolo, a dat actele, nu a întrebat nimic și a pus în evidență. Și el a fost pus în pușcărie doar din cauza credinței lui. Da. Prima dată a stat 8 ani, când a venit din pușcărie, venea acasă, cu 2 luni mai repede. Și acasă nu l-așteptau încă nimeni, dar nu tu scrii scrisoare din Siberia, dar Ucraina vine. A venit acasă, nu a sus acasă. Sus la lac, unde a primit botezul, la râu. S-a pus în genunchi și a spus Domnul că Dumnezeu l-a ajutat. Slavă Domnului! Asta primii 8 ani și pe urmă cât a mai stat? Pe urmă s-a căsătorit și pe urmă a ajuns la 24 ceva de ani. Nu el a fost fondatorul școlii biblice de la Râmnița? El a fost fondatorul. El a fondat școala asta? El și funcționează și în ziua de azi? Nu, nu. Atunci Victor Ivanovici a făcut pentru toată Uniunea Sovietică, din Armenia, din Tajikistan, Uzbekistan, Rusia, Belarus, Ucraina. Acum fiecare țară a făcut școala biblică a lor. Povestiți-ne cum ați dus literatură cu mașina. Nu, mașina noi am făcut numai aceea că nu se așează. Și am înțeles că ați dus literatură creștină până la Moscova cu copiii stând pe... Ei prin literatură tot timpul erau de prin cu asta și de acolo luam niște lezi din magazine unde vindeau fructe, legume, niște lezi sovietice cele mari, puneam pe dins, pieturile cele puneam deasupra, pierni, copii. Copiii mă întrebau la ureche. Noi, în limba rusă, budim meghiro, dar să avem încărcătură sau nu? Mă întrebau la ureche. Ca să avem la ei. Nu mă fac eu să înțeleg. Adică trebuiau să meargă în loc de banca din spate care era moale, trebuiau să meargă pe cărți. Se așezau pe cărți. Dar înapoi veneau pe leas. Și niciodată nu v-a prins miliția pe atunci? Nu v-a prins cu literatură? Pe mine nu m-a prins niciodată. Nu am lucrat foarte atent să fost, dar Dumnezeu ne-a păzit. Noi cât am lucrat, era cum intri în Chișinău, mult din partea orheilor, o benzinărie. Și noi acolo pe teritoria aceea, în toată vinerea, toți care se ocupau cu literatura, ori noi, ori baptiști, frați, inițiatori, noi ne întâlnim acolo. Și spune la Pitacioc. Și eu am venit acolo și îmi spun față. Trebuie plecat cu literatura asta care i-a dus-o la... Avem 700 de care. Deci trebuie plecat la Harcu. Zic, nu, eu la Harcu nu plec. Din două motive. În primul rând că ne iese procură la mașină. Că noi mașini tot procură erau. Că dacă ne aristați, nu ne iei. A doilea. La tatăl meu lucrează brigada care cu tipărie în casă. Și zic, dacă dintr-o dată îmi faci percheziții la te de neamuri, la toți, ia, ce făceau atunci. Bun. În vremea aceea, cât noi vorbim, doi frați au venit de la Sankt Petersburg, la Leningrad atunci. Au spus, dintr-o dată îl întreabă, când la lucru.
spune mulți, puteți vă duceți. Era vineri seara. Bun, și până la Harcov, 700 km în colonă, apoi. Eu i-am încărcat și eu plecat. Duminică, nu uit acasă, luni, nu s-a acasă. Miercuri, nu s-a acasă. Joi, tu m-am început să-i fac, vedeți. Dar eu fost aristați. Undeva pe traseul care merge la Harcov. Și frațul mers cu mașina și-a întrebat fiecare poze poliție. Dacă n-ați întâlnit, nu s-a pierdut. Și nu știu, nu știm, nu știm. Un nu știut, un om nu spui, dar nimeni nu a spus că... Și unde i-a arestat și pe ce i-a întrebat? Și ce i-a spus că nu știu. Și nu știut nimeni. Și atunci a fost, dar eu am lucrat, am întâlnit, am descărcat după graniță mașini care vin eu cu literatură. Niciodată nu m-a arestat, n-am avut întâlnire. Dacă vă aduceți aminte de unele lucrări așa mai deosebite care au fost în viața de slujire. Eu la tineri spun așa, eu am avut la tabără 6 întrebări, erau 800 de tineri, 600 de întrebări. Din trânsele au fost 6 întrebări cum poți fi să ajungi episcop. Și eu le-am spus că să ajungi episcop trebuie să vii în oraș, într-o biserică unui tineret, să organizezi tineret într-un an de zile, să ajungi până la 100 de tineri, pe urmă să fii ordinat de tânăr, să încerci o casă de rugăciune fără acte, să lupți cu tot KGB-ul și cu tot puterea, când tot de pe data de 5 noiembrie s-a început lupta să ne dărâm de casă, și atunci noi scriem scrisori lui Gorbaciov și la Sovietul Suprem, soția mea a ascultat pe radio, spunea că noi aici vorbim de perestroică, de schimbări. Dambelță, Moldova, 200 de oameni, apără casa de rugăciune. Soția mea a auzit ce vorbesc și zice, băi, au ajuns scrisoarele noastre totuși. Dar ei atunci au spus că ne ducem să aducem soldați, că noi toate mașinile care le-am avut, stricate, buni, vecini care au avut mașini, le-am dus și le-am pus așa, tot. Ați blocat. Așa, le-am pus că nu-i poate trage cu nimic. Numai noi cu mâinile le-am întors și le-am pus în așa mod, că dintr-o parte o trebuie să trag. Și când trageam una, trebuie trei să-l trag odată, știi? Și atunci, când s-au dus după soldați, au venit la ora 4 undeva, au reprezentat, care el reprezenta problemele cultelor atunci, și au spus că scotem toate baricăzele, toate astea, că ei n-ați să demolează. Și au spus, n-ați demolați? Dați-mi acte. Nu acte, nu-l dă. Și noi ne-am dus, cum au fost toți copii, o 200 de persoane, toți ne-am dus la primărie în oraș, cum atunci era. Că ne-a dus Iisus Parie de noi, am îmbucșit tot. Dați acte. Și ne-a dat și actul este la mine acasă. Dar vii la mine în vizite, eu ți-l zice. Slavă Domnului! După asta a trebuit de unit frățăitatea, după asta a trebuit să începem lucrarea aceea, evanghelizare, și așa am ajuns episcop. Ei s-au bucat de apă numai. Dar ne-a mai spus una. Zic, când a murit cineva, te-ai dus la morgă și printre cei 10 morți, îi cauți pe tău. Hai să e meu. L-ai apucat de picioare, l-ai tras, l-ai îmbrăcat și l-ai luat acasă. Care a murit la morg, eu eram un cântător tinet, eu tăție, îmi ducem și aducem la morg. Eu mi-aduc aminte, se pare că în anul 1988 a fost o adunare deschisă sub cerul liber la biserica de pe strada Barbuță din orașul Bălți, da. 1000 de ani de la încreștinarea Rusiei. Da, apă atunci când 1000 de ani au făcut, peste tot locul a început liber ca să... Dei voi la evanghelizare. Da, la... ei nu dau ca așa ca voi la evanghelizare, da, știi. Și când în... au făcut o excepție. Cred că era în 89, la noi a venit Simi Tipit, un predicator.
Și noi facem evanghelizare. Și atunci am trebuit ca să luăm un permis pentru ca să facem stadion. Primăria nu mi-a dat voie din Galți. Și noi la Chișinău mi-am dus la Sovietul Suprem și ei au hotărât să îndeie. Eram eu, Glăcăța Pastor la Baptiști, am fost, noi făceam împreună și ne-am dus și atunci. Eu vă mulțumesc pentru timpul care ne l-ați acordat. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă întărească în continuare în slujire și să puteți ca să fiți un sprijin pentru slujitorii care mai sunt. Știu că aveți o experiență foarte mare, multă practică, nu doar vorbi. Dumitale, chiar ați jertfit, cred eu, atâta timp ați fost pe drum, n-ați fost totdeauna acasă, dar copiii cu ajutorul lui Dumnezeu sunt pocăiți, Dumnezeu să vă binecuvânteze și vă mai așteptăm la noi, la Knoxville. Eu, a spune așa, sunt lucruri care nu le-am povestit la nimeni, sunt lucruri care eu niciodată nu fac reclamă. Sunt frați că eu m-am rugat și Domnul vindicat și niciodată. Asta trebuie să noi știm că Domnul face și când Domnul vrea, atunci face. Și când Domnul face, el, slava lui trebuie odată, dar nu s-o iei cineva. Bine, mulțumim încă o dată. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze pe fratele Petru și sperăm că experiențele și sfaturile pe care le-a dat să slujească multor altor copii al lui Dumnezeu slujitori pentru a-i întări în credință și să meargă înainte fără a se uita înapoi. Dumnezeu să vă binecuvânteze până la o nouă întâlnire. Mulțumim!